Bună ziua, dragii mei. Astăzi vreau să vă spun pe scurt semnificația axei caselor 1 7. Casa a întâia este stăpânită tradițional de marte și locuiește zodia Berbec. Aceasta este casa personalității și a caracterului, a egoului, a temperamentului, dar și a aspectului fizic, a vitalității. Se referă la ceea ce te diferențiază de ceilalți, la felul cum ești văzut și perceput de ceilalți, la potențialul de care dispui, la instinctul de conservare și este casa care te ajută să acționezi. Această casă semnifică atât vitalitatea fizică, cât și spiritul nativului, cum spuneau grecii Neuma. Casa întâi coincide și cu ascendentul, momentul în care ne naștem, da? momentul în care luăm prima gură de aer. Fie de o casă unghiulară, este puternică și orice planetă aflată aici funcționează la capacitate maximă în ambele sensuri, mai bine sau mai puțin bine. Pozitiv sau negativ? Planeta care se simte cel mai bine în această casă este Mercur. În astrologia elenistică, Mercur este considerat o planetă neutră și funcționează la fel de bine, indiferent dacă harta este diurnă sau nocturnă. Pe când casa a șaptea este stăpânită tradițional de Venus și locuiește Zodia Balanței, este casa alter ego-ului. Alter ego reprezintă o persoană asemănătoare cu tine, da, în mare măsură în așa mare măsură încât cele două pot fi confundate sau se pot substitui reciproc. Aceste persoane, nu întâmplător, pot fi foarte apropiate, prieteni, membrii aceleiași familii, da? parteneri de tot felul. De asemenea, casa șaptea este casa relațiilor personale, a colaborărilor de tot felul, cu partenerii de viață, de muncă, de drum, partenerii de afaceri cu competitorii, pe vremuri să numeau dușmani, da, cu adversarii de tot felul. De asemenea, este casa contractelor, avocaților, mediatorilor, consilierilor. Este casa căsătoriei, dar nu a oricărei căsătorii, ci a primei căsătorii. În această casă este inclusiv descendentul. Această casă este de asemenea o casă unghiulară și orice planetă aflată aici este activată la maxim. Textele medievale și mai ales în astrologia orară, această casă indică războiul și dușmanii. Mă rog, eu i-aș numi competitori, uh, competitorii vizibili, cei care te confruntă. Sunt față în față cu tine. De aceea atitudinea nativului contează, pentru că o întâlnire poate duce la o prietenie, la un parteneriat sau chiar la o căstorie, dar la fel de bine poate să iasă și parteneriate cu nebădei. Cei care sunt atrași de psihologie consideră că această casă reprezintă casa proiecțiilor sau casa umbrei. Eu o consider ca o oglindă. Toți pe care îi întâlnim noi și cu care ne confruntăm sunt o parte din noi, ne reprezintă pe noi. De aceea spun că atitudinea contează foarte mult. De asemenea, când există această alăturare față în față, aceste zodii care se află față în față, ca de exemplu cum e cazul casei 1 17, berbec balanță, acestea sunt zodii care se aud, adică se situează simetric de o parte și alta axei formate de zodiile echinoxiale. Sunt zodii care comunică între care poate exista cooperare. Este adevărat că se creează un aspect de opoziție, mai ales dacă există planete între cele două uh, case. Dar nu e nicio problemă. Opozițiile pot fi foarte bune. Marcus Manilius era de părere că afinitățile de sectă vă spun eu ce înseamnă sectă în alt vlog, vă spun în uh, Descriere ce reprezintă secta pe scurt, pot concilia inclusiv unele opoziții. El scria: Chiar dacă zodii contrari sunt diametral opuse, natura lor le face adesea prietene, iar faptul că sunt de același sex poate naște o bună înțelegere reciprocă. Paulius Alexandrinus scria: Zodiile care se privesc una pe alta contribuie la simpatie și prietenie. Și bunăvoință din partea bărbaților pentru femei și invers. Din partea părinților pentru copii și a copiilor pentru părinți, de la frate la frate, între prieteni, vecini, colegi și așa mai departe. Armonizează orice fel de parteneriat sau alte situații asemănătoare. Pe de altă parte, aici mai apare o situație. Există multă atracție, dar poate să apară și un fenomen de balans, atracție-distanțare, că o să poartă cuvântul ăsta. Da? Atracție-respingere, atracție-respingere. Este un balans care presupune, în varianta ideală, că la un moment dat se ajunge la un echilibru. La ce folosește acest echilibru? Folosește uh, la înțelegere, înțelegere între două părți. Pentru că înțelegerea presupune nu numai apropierea, dar și oferirea de spațiu celuilalt, spațiu de acțiune, să aibă o părere chiar diferită de a noastră, pentru că, na, vedeți, în ultimul timp, dacă avem păreri diferite, oamenii ajung să se certe ca la ușa cortului. Este o artă de a te înțelege cu ceilalți, care se învață, că nu se neaște nimeni învățat. De aceea lăsați spațiu celuilalt respectați-vă opiniile și încercați să vă înțelegeți între voi. Vedeți în harta voastră unde aveți casele 1-7, ce planete aveți acolo, cu ce fel de persoane v-ați confruntat până acum în viața voastră, ce atitudine ați avut cu diverse persoane. A fost ok? Când ați avut atitudine ok, a fost bine și pentru celălalt? A fost bine și pentru voi? Analizați puțin această axă în harta voastră natală și puteți să-mi puneți întrebări sau puteți să-mi scrieți la comentarii părerea voastră. Până data viitoare, vă doresc numai bine. Aveți grijă de voi. Pa, pa!